și-a început cariera de jurnalist la o vârstă fragedă, când mulți dintre noi nici nu știm pe ce planetă trăim. A fost declarat cel mai tânăr ziarist din România. A lucrat cu publicații importante din țară și din străinătate și a cunoscut o mulțime de personalități. Este jurnalist, corespondent de război, editorialist și fotograf. Florin Chioca este omul zilei de astăzi. S-a născut în 11 noiembrie 1978 la București. A studiat teatrologia la Facultatea de Litere în Cluj, dar își alesese deja drumul cu mulți ani înainte. Abia îi dăduse puful în barbă și vocea era în schimbare, dar el știa sigur ce vrea. La 13 ani, proaspătul adolescent și-a început cariera de jurnalist. De-a lungul vieții sale jurnalistice, a cunoscut și a intervievat o mulțime de personalități. Scriitori, regizori, actori sau muzicieni, români sau străini. Scrie precum gândește și cum puțini au curajul să o facă. Dă frâu liber imaginației și vorbelor și scrie direct. Pe blog, limba e mai acidă, sarcastică și chiar batjocoritoare uneori. A lucrat cu publicații importante din România, printre care Evenimentul Zilei, Cotidianul Național, Academia Cațavencu, Jurnal Național și Adevărul. Florin e un tip multifuncțional. Face de toate, dar probabil că cea mai mare pasiune a lui rămâne fotografia. Și-a publicat creațiile în majoritatea revistelor și ziarelor din țară, dar și din Statele Unite ale Americii, Grecia, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Polonia și Afganistan. A predat cursuri de fotografie de conflict în diverse orașe ale țării și, începând cu anul 2005, primește numeroase invitații să realizeze materiale peste hotare, în zone grav afectate de război. Un pas mic pentru mine ar putea fi și ultimul. Dacă aș călca pe acest dispozitiv, iar el ar fi real, aș putea să sar în aer în câteva secunde, numai pentru că acea oală ar putea fi plină cu exploziv. A fost și în SUA, pe post de corespondent pentru publicații și canale de televiziune din țară. Apoi, NATO l-a invitat să participe la misiuni în Afganistan, unde a realizat mai multe reportaje, publicate atât în presa din țară, cât și din străinătate. Participăm în premieră la o misiune de cercetare, la baza unui pod care a fost implicat săptămâna trecută într-un incident, atunci când insurgenții l-au detonat cu un dispozitiv exploziv improvizat. Așa arată un pod care a fost supus unei explozii cu un dispozitiv exploziv improvizat. Uitați-vă, chiar în acest moment trec mașinile blindate peste el. Aceasta este urma pe care o explozie cu peste 40 de kilograme de exploziv poate să o luase la un pod care a fost atacat de insurgenții talibani. În 2007, Ministerul Apărării Naționale a apelat la Florin Chioca să pregătească documentația pentru summitul NATO de la București din 2008. Apoi, Ministerul Apărării Naționale l-a solicitat din nou, de această dată ca să ducă ajutoare copiilor din Afganistan. În 2010 are oportunitatea să fie singurul român care e invitat de National Geographic să participe la expediția numită Kenya The Great Migration. Și dacă tot a avut de-a face cu campanii umanitare, de atunci Florin Chioca organizează multe expoziții cu vânzare, dar nu își umflă buzunarele cu bani, ci donează celor care au nevoie. Din 2014, Florin Chioca a lăsat teatrele de operațiuni militare și s-a făcut fotograf de teatru, mai ales că se învârte în lumea scenei încă din copilărie și, să nu uităm, că a absolvit teatrologia. În prezent este fotograf oficial al Teatrului Național din București. Florin se autodefinește ca un aventurier și cel mai mult își dorește să lase ceva în urmă. Ceva frumos care să facă oamenii să zâmbească atunci când se gândesc la el.